Au fost, odată ca niciodată, o femeie și un bărbat. Ea era ca o prințesă, el era ca un barbar. Ea întruchipa eleganța și rafinamentul, el, forța brută și rebeliunea. Margot Fontaine și Rudolf Nureev sunt cei doi balerini care, în ciuda personalităților contrastante și a diferenței semnificative de vârstă, au întruchipat poate cea mai faimoasă pereche de balerini din istoria dansului. Povestea pe care o veți asculta azi, este despre o dragoste puternică, materializată într-o chimie inexplicabilă pe scenă și într-o relație personală, și mai greu de explicat, ale cărei limite numai cei doi le-au știut. În Marea Britanie nu vorbim despre o tradiție a baletului ca în Franța sau ca în Rusia. În secolul 20 baletul era francez, italian, rus sau danez, dar în niciun caz britanic. Baletul era mereu invitat pe pământ englez. Trupe de pe continent veneau periodic în turneu, dar la mijlocul secolului 20, complet neașteptat, baletul britanic, în frunte cu emblematica figură a lui Margot Fontaine, avea să devină un reper, în timp ce, în restul Europei, importanța sa pălea. În 1911, celebrul impresar rus Sergei Diaghilev poposea cu trupa sa în turneu la Londra printre balerinii aplaudați atunci în capitala britanică se număra și Ana Pavlova, care mai dansase aici pe cont propriu un an mai devreme și care avea să revină în anii următori și cu propria trupă. Și mai interesant este faptul că în trupa lui Diaghilev dansau câțiva balerini englezi, dar care evoluaseră din motive de marketing sub nume de scenă rusești, cum ar fi Alicia Marks, devenită Alicia Markova, și Patrick Kay, Anton Dolin. În 1916, Serafina Astafieva, o balerină care făcuse parte din compania lui Diaghilev, deschide la Londra o școală de balet. După moartea lui Diaghilev în 1929 și a Anei Pavlova în 1931, englezii se văd nevoiți să creeze propria lor lume a dansului, hrănită de elevi formați pe teren britanic. Două mari balerine ambele foste membre ale trupei lui Diaghilev, sunt cele cărora baletul britanic de astăzi le datorează totul. Marie Rambert, originară din Polonia, și Ininette de Valois, originară din Irlanda. Ambele și-au luat nume franțuzești și au deschis la Londra câte o școală de balet, iar apoi au creat o trupă de dansatori. Cele două balerine și creatoare de școală și de trupă, au încurajat un alt talent să scrie istorie în baletul britanic. Frederick Ashton, coregraful căruia îi datorăm montări ale unor cunoscute titluri de balet interpretate și astăzi. Ashton preluase de asemenea arta dansului de la ruși, studiase cu Leonid Masin, care colaborase cu trupa lui Diaghilev în Rus și cu Bronislava Nijinska, sora a celebrului Nijinski, coregrafă și ea printre numele mari care s-au ridicat în cadrul companiei de balet conduse de Ninette de Valois, s-a numărat Margaret Evelyn, mai scurt alintată Peggy, Hookham. Pentru a construi un nume de scenă mai atrăgător și mai ușor de reținut, numele i-a fost schimbat mai întâi în Margot Fonts și apoi în Margot Fontaine. Ea avea să devină cea mai cunoscută balerină britanică. Deși avea să întruchipeze un simbol al eleganței, o imagine aristocratică a balerinei care degajă distinție pe scenă și în afara ei, purtându-și hainele dior și titlul de Dame, Fontaine provenea dintr-o familie de condiție modestă. Pe când avea 9 ani, în 1928, tatăl ei, inginer, a fost trimis în Shanghai, unde ei s-au alăturat soția și fica. Mama, un personaj destul de excentric, cu rădăcini irlandeze și braziliene, o îndrumase pe Margot, încă de la patru ani, către diferite cursuri de dans. La Shanghai a descoperit doi balerini ruși, fugiți din țara natală după Revoluția Rusă, cu care fica sa a luat lecții de balet. În 1933, familia a revenit la Londra, unde micuța talentată a continuat pregătirea sub tutela unei alte emigrante din Rusia. Serafina Astafieva, până când a remarcat-o Ninet de Valois. În mod paradoxal, numele lui Fontaine a început să se ridice în Marea Britanie printre raiduri aeriene și bombe. La izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, Ninet de Valois a adunat o mică trupă cu care mergea în turnee prin întreaga țară dansau pentru soldați și pentru poporul demoralizat în teatre dărăpănate sau în parcuri, în stare de asediu și printre alarme aeriene în timpul blițului, campania germană de bombardare a Marii Britanii din anii 40 și 41 ai secolului trecut. Pentru a fi văzută de cât mai mulți oameni care aveau o nevoie disperată de a evada într-o altă lume, Margot dansa și câte șase reprezentații pe zi. Condițiile erau uneori îngrozitoare, nu erau suficienți pantofi de balet, nu se mai găseau materiale pentru costume, și cea mai problematică era lipsa partenerilor. Pentru că mulți dintre balerini erau, desigur, înrolați pe front. Biletele la spectacolele de balet ajunseseră să fie raționalizate în Londra, ca orice alt produs. Se stătea la coadă și 10 ore pentru bilete la o reprezentație. Colaborarea dintre Margot și coregraful Frederick Ashton nu a fost inițial una ușoară. Ea considera cererile lui coregrafice prea dificile, el o vedea ca pe o balerină cu picioarele moi, dar au sfârșit prin a clădi împreună spectacole memorabile și o perioadă de glorie a baletului britanic. În 1939, unul dintre primele succese ale lui Fontaine a fost rolul aurorei, în prima versiune, aproape integrală, pe în britanic, a baletului clasic Frumoasa din pădurea adormită, pe muzica lui Tchaikovsky. Partenerul ei de scenă era Robert Heltman. Pe lângă acesta, Margot a mai dansat mulți ani și cu Michael Soms, până când Rudolf Nureev și-a făcut apariția în viața ei. După perioada complet nefastă a celui de-al doilea război mondial, trupa de dans, înființată de Ninette de Valois, care își schimbase denumirea în Sadler's Wells Theatre Company, a primit o mare onoare. A fost numită compania rezidentă a operei din Londra, Royal Opera House, Covent Garden, devenind ceea ce astăzi numim Royal Ballet, Baletul Regal. Spectacolul de redeschidere a operei londoneze după război a fost unul de dans și nu de operă. A fost alasă chiar frumoasa din pădurea adormită, într-o nouă versiune, pregătită de Ashton pe baza coregrafiei clasice a lui Petipa, din nou cu Margot Fontaine în rolul titular. La spectacol au fost prezenți și membrii familiei regale, prim-ministrul și întregul său cabinet. Momentul răspundea dorinței puternice a publicului de a reveni la o oarecare normalitate, de a vedea ceva frumos și elegant după ororile războiului abia încheiat. Ashton a creat apoi câteva balete abstracte, fără fir narativ, și ulterior a revenit către poveștile clasice, ca Silvia, pe muzica lui Leo de Lib, Cenușăreasa și Romeo și Julieta, pe muzica lui Sergei Prokofiev. Unul dintre rolurile dificile și inedite în care a fost aplaudată Fontaine a fost și Ondine, pe care ea îl numea adesea rolul ei preferat interpreta o ființă fantastică, un spirit al apei, ceea ce o provoca să pară eterică, ireală. Era o întoarcere la balerinele și personajele baletului romantic de început de secol 19. Dar triumful ei nu s-a limitat la granițele Marii Britanii. În Statele Unite ale Americii a obținut, de asemenea, succes după succes. Când a dansat prima oară la New York, pe scena de la Metropolitan Opera House, Interpretând emblematicul rol al Aurorei din Frumoasa din Pădurea Adormită, aplauzele de la final au durat o jumătate de oră. Era adorată de public și apărea pe coperțile marilor reviste de pe piața americană. Notorietatea i-a fost sporită și de apariții la televiziune, atât în Statele Unite ale Americii, cât și în Marea Britanie, mai mult în 1956 la nunta lui Grace Kelly cu prințul Renie al iii la Monaco, Margot și Michael Soames au fost invitați să danseze actul al doilea din Lacul Lebedelor. Margot devenise un simbol. Era eleganța în persoană, purtând creațiile lui Christian Dior. În 1953 dansa la încoronarea reginei Angliei și în 1956 primea titlul de Dame a Imperiului Britanic. După aproape 30 de ani de carieră în glorie, Fontaine se pregătea să se retragă. Însă, ceva spectaculos și cu totul neașteptat s-a petrecut. Un fenomen a măturat scena baletului european și viața lui Margot Fontaine. Numele lui era Rudolf Nureev, balerinul rus, de origine tătară, care studiase la Leningrad, denumirea sovietică a Sankt Petersburgului și care strălucise deja în toate marile roluri din repertoriul de balet în Rusia natală, ceruse azil politic în Franța, în timpul unui turneu în 1961. Nureev produce în viața celei care se pregătea să-și încheie cariera scenică un fenomen nemai văzut în istoria dansului, întâlnirea dintre cei doi o face pe Margot să renască pur și simplu. Parcă tinerețea, incredibila energie și puterea pe care le degaja Nureev îi se transmit balerinei britanice și cei doi încep un parteneriat artistic incredibil din care s-au născut spectacole rămase legendare. Inițial păreau total nepotriviți. Nu doar ca diferență de vârstă, ea era cu 19 ani mai mare, ci și ca stil, ea degaja o eleganță nobiliară, princiară, poate cel mai emblematic redată în rolul aurorei pe care îl interpretase de nenumărate ori, în timp ce el părea un barbar, o forță a naturii dezlănțuite. Un dansator genial, talentat până la Dumnezeu, de o performanță tehnică impecabilă, dar brut. Nureev era o prezență exotică, fiind comparat uneori cu o panteră, alteori cu un tigru, cuplul lor nu putea scăpa vocilor critice Fontaine părea o regină care s-a dus la bal cu un gigolo, comenta ironic un cronicar al vremii. Și totuși, pe scenă, între ei doi se petrecea un miracol, o chimie, o legătură extraordinară, evidentă pentru toți aceia care îi priveau. Poate că dragostea intensă a lui Nureev pentru mama sa, rămasă în uniunea sovietică, de care fusese despărțit forțat și pe care avea să o mai revadă o singură dată înainte de moartea ei, s-a revărsat asupra lui Margot. Cine poate ști ce au simțit exact cei doi unul pentru celălalt? Homosexualitatea lui și căsnicia ei fac puțin probabilă o relație de cuplu. Cert e că moartea lui Margot, în 1991, avea să-l distrugă sufletește pe Nureev, care s-a stins și el după mai puțin de doi ani. Nurev emana o energie extrem de intensă, o forță supraumană, o senzualitate exacerbată. Iar pe scenă, această combinație electriza publicul. Era fascinant, se considera mai mult tătar decât rus, și din această rădăcină își moștenise probabil forța exprimată și printr-o tehnică impecabilă, dar și printr-o senzualitate extremă. Din mediul rus în care a crescut și s-a format, a preluat un joc dramatic intens, plin de sentiment și de patimă. În viața privată, era un rebel. Detesta regulile, ceea ce a și făcut imposibilă existența sa într-un sistem comunist. Avea un egocentrism pronunțat, dus până la narcisism. Era, deci, un personaj dificil și foarte temperamental, cu puternice izbucniri de furie, ca un animal sălbatic imposibil de domesticit ardea ca o torță și pe scenă și în viața personală. Întreaga sa existență a fost extrem de plină, trăită mereu într-un vârtej, o viață dansată ca o furtună. Rudolf a venit pe lume în 1938, într-un tren transsiberian, lângă orașul Irkutsk, din Siberia. Scria mai târziu în autobiografia sa. Mama mea era născută în frumosul și vechiul oraș Kazan. Suntem musulmani, Tata era născut într-un mic sat lângă Ufa, capitala Republicii Bașchiria. Deci, din ambele ramuri, rudele noastre sunt de origine tătară și bașchiră. Bașchirii, facem o paranteză, este un grup etnic de origine turcă și de religie musulmană ce trăiește în Rusia, mai ales în zona munților Ural. Nu pot defini exact ce înseamnă pentru mine a fi tătar și nu rus, dar simt această diferență în sufletul meu, spunea Nureev. Sângele nostru tătar curge cumva mai repede și este mereu gata să clocotească, însă totodată se pare că suntem mai languroși, mai senzuali. Suntem un amestec neașteptat de blândețe și de duritate. Tatăl său a luptat în al doilea război mondial și Rudolf a fost crescut de mamă alături de încă trei surori mai mari în sărăcie și în lipsuri materiale foarte mari, într-o perioadă în care Rusia trecea prin transformările sovietice, iar războiul făcuse ravagii. Părinții vânduseră tot ce aveau pentru mâncare. În prima zi de grădiniță, ceilalți copii au râs de micul Rudolf pentru că era îmbrăcat în hainele surorii sale mai mari. Băiatul a început să studieze baletul și dansurile populare la cercurile pionierești din zonă, înainte de a ajunge la Petersburg. În plus, în UFA, când avea cam 11 ani, a cunoscut o fostă balerină de ansamblu care dansase, cu mulți ani în urmă, în compania lui Diaghilev, balerus. Avea 70 de ani și de la Udelsova a învățat Rudy primele noțiuni de balet. În ciuda dezaprobării tatălui său pentru un drum dedicat dansului, Nureev a fost remarcat în UFA și părinților li s-a recomandat să-l trimită la Leningrad ceea ce în final au acceptat amândoi, primind și un ajutor bănesc de la stat. Rudolf a intrat la legendara școală de balet Vaganova din Leningrad la 17 ani, foarte târziu față de vârsta obișnuită. L-a avut profesor pe unul dintre cei mai mari maestri de balet pe care i-a avut vreodată școala, Alexandr Pușkin, o pură coincidență de nume cu marele poet rus. La absolvire a dansat Pas de Deul din Corsarul, pe muzica lui Adam și în coregrafia lui Petipa și imediat a fost remarcat pe scena teatrului Marinski, pe atunci Chirov. Dar Nureev a fost mereu un rebel. Se dezlănțuia în viață, la fel ca pe scenă. Lua lecții de engleză, citea cărți străine, urmărea filmări piratate cu balerini din vest. Multe lucruri care nu plăceau autorităților. Turneul din 1961 al trupei de balete de la Marinski la Paris și la Londra Aproape că s-ar fi făcut fără Nureev, care începea să fie deja considerat un pericol pentru comuniști. Dar impresarul francez a insistat. Se știa că Rudolf era starul companiei și Europa ardea de nerăbdare să-l vadă pe noul Nijinski. La Paris, presa și publicul l-au aclamat în Bayadera și în frumoasa din pădurea adormită. La fel de liber ca întotdeauna, Rudolf se despărțea de colegii săi, petrecea nopțile până dimineața în localuri, se împrietenise cu mai mulți artiști francezi. Nemulțumite de libertățile pe care și le luase, balerinii erau constant urmăriți de KGB oriunde mergeau, autoritățile sovietice au decis să-l pedepsească. I-au cerut brusc să revină în URSS, sub pretextul că Hrușciov însuși i-a cerut un spectacol la Moscova, în timp ce colegii săi își continuau turneul către Londra. Rudolf a trebuit să ia rapid o decizie, una capitală. A cerut azil politic pe aeroportul din Paris și, de aici, a zburat spre o carieră liberă și mondială. Unul dintre oamenii care l-au ajutat în acest pas a fost Clara Sand, cu care se împrietenise la Paris. Aceasta era logodnica fiului lui André Malraux, ministru al culturii la vremea respectivă în guvernul de Gaulle. Colegii săi și mai ales partenera sa ala Osipenko, a avut mult de suferit. Interogatorii, retrogradări, amenințări. Mamei sale i s-a cerut să-l renege în public, ceea ce aceasta a refuzat să facă. Nureev a fost judecat în lipsă în URSS și condamnat la șapte ani de închisoare, în timp ce în Europa era aclamat și adorat. Fuga sa a fost o palmă pentru Teatrul Chirov și pentru Uniunea Sovietică în general. Și nu era singura. Aveau să-i urmeze Câțiva ani mai târziu, Natalia Makarova și Mihail Barışnikov. Dacă până aici am vorbit despre cei doi, separat, urmează să aflăm cum au ajuns să formeze un cuplu pe scenă. Margot Fontaine a organizat o gală de balet cu scop caritabil și l-a invitat pe recent fugitul balerin rus să facă parte din spectacolul său. Există și voci care spun că Rudolf s-ar fi invitat singur la gala ei, Printre cei care l-au văzut pe Nureev dansând în această gală, s-a numărat și Ninet de Valois. Cu un fel artistic extraordinar, aceasta i-a recomandat lui Margot să se întoarcă din drum, să nu se retragă din carieră și să înceapă un parteneriat cu Nureev. Deși părea total nepotrivit, cei doi au dat o șansă ideii și au început să repete Giselle. Pe 21 februarie 1962, la finalul spectacolului, în fața cortinei, Margot i-a oferit un trandafir din buchetul său și Rudolf a căzut în genunchi și a sărutat mâna. Succesul a fost răsunător și era doar începutul. Au urmat Corsarul, Bayadera, Lacul Lebedelor, Raimonda, Marguerite și Armand, Romeo și Julieta și multe altele. La începutul anului 1963, Jackie Kennedy, care ca și soțul ei era o susținătoare a artei, a trimis un avion care se i aducă pe Nureev și Fontaine la un ceai la Casa Albă. Iar în ianuarie 1965, cei doi au interpretat la Washington pas de ul din Corsarul la ceremoniile inaugurale pentru mandatul președintelui Lyndon B. Johnson. Nureev a început să-și impună viziunea asupra coregrafiei spectacolelor în care dansa. Rolul masculin a devenit din ce în ce mai proeminent de unde adesea balerinul mai mult o susținea pe partenera sa care strălucea și dansa mult mai puțin decât ea, Nureev dezvoltă partiturile masculine și se pune pe sine în valoare. În plus, el descoperă în vest un balet mai rece decât cel plin de dramatism și încărcat de expresivitate pe care îl lăsase în Rusia. Așa încât transformă baletul european într-o versiune mai plină de patos și de sensibilitate. În 1963, Frederick Ashton creează ultimul său balet pentru Fantaine, Marguerite și Armand, pe muzica lui Liszt, inspirată din Dama cu Camelii, celebrul roman al lui Dumas fiul. Povestea de dragoste pentru care plângem în La Traviata i-a făcut să plângă și pe cei care i-au aplaudat pe Fantaine și Nurev într-un nou succes. Drumul împreună al celor doi are de suferit când soțul lui Margot este împușcat în 1964 din cauza unor conflicte politice în Panama și paralizează, ceea ce, desigur, se reflectă major asupra vieții ei personale. Roberto Emilio Arias, cunoscut ca Tito, era avocat și diplomat originar din Panama, cu care Margot se căsătorise în 1955. Familia acestuia deținea o poziție politică marcantă în Panama și el însuși devenise membru al guvernului local, fiind implicat la un moment dat într-o tentativă de lovitură de stat. În 1972, Margot își începe retragerea și apare tot mai rar pe scenă. În 1979, Ashton pregătește un spectacol de adio pentru ea. Salut d'amour a Margot Fontaine, un scurt solo pentru Margot, care avea deja 60 de ani. La finalul spectacolului, Ashton însuși a intrat pe scenă și a întins brațul său. Publicul a iubit așa de mult momentul încât a cerut un bis complet. În 1983, Nureyev devine director de balet al Operei din Paris, unde timp de șase ani pune în scenă câteva spectacole memorabile se apleacă asupra marilor titluri ale baletului clasic bazate pe tradiția rusă, pe care își construise cariera în tinerețe, dar pe care le imaginează acum trecute prin propriul său filtru creator. Testamentul său artistic, la cărui premieră era deja foarte bolnav, este Bayadera. Sub tutela sa s-au format și lansat în această perioadă câțiva dintre cei mai apreciați balerini francezi. Laurent Hilaire, Isabelle Guérin, Sylvie Guillem, Manuel Legri, Elizabeth Platel, Monique Ludier. Abia în 1987, după 26 de ani de la fuga sa din URSS, Gorbachev îi acordă lui Nureev dreptul de a reveni în Rusia pentru a-și revedea ultima oară mama, grav bolnavă. Imediat după moartea soțului ei, Margot a fost diagnosticată cu cancer. O gală a fost organizată la Covent Garden pentru a se strânge fondurile necesare tratării ei. Nureev și Sams au dansat. Placido Domingo s-a aflat printre voluntarii participanți și membrii ai casei regale au fost invitați la eveniment. În 1990, puțin înainte ca Margot să părăsească scena vieții, în Statele Unite s-a difuzat documentarul The Margot Fontaine Story, în care Nureev mărturisea: Am dansat împreună ca un singur trup și un singur suflet pe 21 februarie 1991, la 71 de ani, exact în ziua în care, cu 29 de ani în urmă, debutase cu Nureev în Giselle, Margot Fontaine se stingea într-un spital din Panama. Nureev, care ducea propria luptă cu Sida, a fost devastat de moartea ei. În martie 1992 a făcut o ultimă vizită în Kazan și, la revenirea la Paris, a fost imediat internat, starea sa de sănătate fiind precară. În octombrie 1992, ultima sa apariție publică pe scena operei Garnier din Paris a fost premiera sa cu Bayadera, când abia mai putea merge din cauza bolii. În acea seară, pe scenă, ministrul francez al culturii, Jacques Lang, i-a acordat titlul de commandeur de l'Ordre des Arts et de Lettres, cea mai înaltă distinție culturală a Franței. La finalul lunii a fost reinternat și a rămas în spital până la moarte, pe 6 ianuarie 1993. Avea 54 de ani. După o slujbă ținută chiar la Opera Garnie, a fost înmormântat la saint genevieve de bois lângă Paris, mormântul său fiind acoperit cu un mozaic cu modelul unui covor oriental. Muzica din actul 2 din Giselle i-a însoțit coborârea, iar pantofii săi de balet se odihnesc lângă el. Din 10 în 10 ani, Opera din Paris prezintă în luna martie, luna nașterii balerinului, o gală care îi este dedicată.